Punctual, cum ne-a obișnuit, Constantin Nicolescu s-a prezentat la sediul DNA la ora 9. Mai puțin încrezător ca data trecută, dar să nu uităm totuși că este în convalescență. Întrebat despre acuzațiile aduse la cunoștință ultima dată când a fost în fața procurorilor, președintele Consiliului Județean a evitat răspunsul, în schimb a spus pentru ce a venit de această dată. Cum vă simțiți? Puțin în convalescență, dar sper să termin tratamentul, să fie mai bine. Aveți emoții pentru astăzi? Faptul că data trecută n-am apucat să semnez documentul, probabil că astăzi m-a chemat să semnez documentul care mi l-a adus data trecută la cunoștință. Dar ce s-a întâmplat data trecută? S-a făcut rău? Dacă știu, ți-aș spune, dar nu cred că știu, pentru că e ceva pe care nu-l poți stăpâni. În mod normal, eu am crezut că sunt calm și pot să primez vești, dar se pare că anumite lucruri nu le poți controla. Audierile au durat 45 de minute exact ca data trecută. Diferența, Constantin Nicolescu a ieșit din sediul DNA pe propriile picioare, nu pe targă. Acesta a luat la cunoștință și a semnat actele care au fost puse în față de către procurori. Am luat la cunoștință de nou dosar, am semnat documentele și așteptăm mai departe să urmeze probabil așa cum s-a făcut de fiecare dată procedurile de rigoare. Care sunt practic acuzațiile? Și are iarăși în temă un obiectiv care, vă știți bine, podul de la Cătească. Dar ce v-au spus? Ce e în neregulă acolo? Acum, dacă eu vreau să vă dau explicațiile, să vă le vadă fiecare și să întrebe martorii. Ce v-au spus? E acolo, sunt vreo 6 pagini. N-am mai stat să le citesc, pentru că nu. Eu știu un singur lucru, că am lucrat corect, că am respectat procedurile și am respectat legea. Constantin Nicolescu se va instala din nou pe scaunul șefiei Consiliului Județean începând cu 1 octombrie.